Nu am formă de ghiocel. Am încercat să dau această formă cu... Am găsit cu aceste trei forme. Este simplu. Este simplu. Avem nevoie de partea de jos, deci seamănă cu o pasăre, partea de jos, ca să avem baza ghiocelului. Eu am tăiat aceste aripi cu această formă rotundă și cu partea de sus decupăm de unde se prinde codița. Ghiocelul arată așa. Uitați, mărțișoare dulci pentru cei dragi. Le puteți pune în cutie și le dăruiți sau câte două și un ruleț făcut în casă de noi. Deci totul făcut de mânuța noastră. Cei dragi nouă o să fie foarte bucuroși. Biscuitul poate fi mâncat, este foarte bun. Rețeta este foarte simplă. Astăzi am să vă arăt cum fac acești biscuiți ghiocel. O idee de mărțișor. Le putem pune și un șnuruleț. Ia uitați. Hidrat. Eu mi-am cumpărat aceste bombuțe unde am să pun câte doi biscuiți. Am să vă arăt cum îi fac, cum le dau formă. Ieri m-ați întrebat dacă am formă de ghiocel. Nu am. Folosesc trei forme. Folosesc această formă, perdare la partea de jos a ghiocelului. Această formă rotundă și aceasta. Am să vă arăt cum se face. Eu m-am gândit să-i pun doi câte doi. Ia uitați. Ghiocei. Și am să-i pun într-o punguță pentru familia mea. Dacă o să vă placă ideea mea, o să faceți și voi ca mine. Am să rup. Și am să închid. Și cu un șnuruleț făcut în casă, am să vă arăt cum îl fac. Le puteți aplica sau le puteți pune în cutiuțe. Eu mi-am cumpărat aceste cutiuțe cu șnuruleț. Să vă arăt cum sunt și cutiuțele. Ia uitați. Le desfacem. Cum sunt. Și punem biscuiții și o să-i dăruim de 1 martie. Cutiuța este aproape gata. Ia uitați. Și o să-mi punem biscuiții aici. Acum am să vă arăt cum îi fac. I-am făcut și floricele. Am să dau deoparte. Acesta este aluatul. L-am făcut aseară. Este foarte simplu și foarte bun. L-am făcut din 50 de grame de unt, două gălbenușuri, vanilie, puneți esență vanilie, rom, 50 de grame de zahăr și făină cât cuprinde. Nu trebuie să fie nici prea tare, dar nici prea moale. Acesta este aluatul. Înainte de a folosi, am să-l frământ puțin așa în mână. L-am lăsat la temperatura camerei pentru că l-am ținut în frigider toată noaptea. O cățică.
Și am să lucrez cu un sucitor aluatul, să vă arăt cum se face. Acum să vă arăt, deci cu această formă, uitați, seamănă cu rândunică, cu păsărică, am să tai aripile, deci cu această formă am să tai. Acesta este primul pas pe care îl fac. Deci, tai cu această formă. Dacă o să găsiți o formă care să aibă, să fie așa rotundă, ca să-mi dea forma de jos a ghiocelului. Iau surplusul, îl dau deoparte. Acum, seamănă cu o pasăre, vedeți? Eu am să-i tai aripile, vă arăt cum. Cu această formă o să tai aripile. Uitați, începe să semene cu un ghiocel. Și cu această formă, ia uitați, un dui, am să fac partea de sus a ghiocelului. Nu tai tot. Mă ajut cu această formă. Am să tai de aici și de aici. Cui îi place să se joace, o să facă ca mine. Ia uitați. Și acum o să, cu această formă, am să dau formă la ghiocel, la petale și la partea de sus. Uitați. Și cum pensul, am să colorez. Partea de sus. Copiii or să fie foarte bucuroși să fac aceste mărțișoare, care după ce sunt dăruite, pot fi mâncate. Sunt foarte bune. Aceștia sunt ghiocei la 170 de grade, circa 10 minute. Ia uitați, biscuiți ghiocei. Pot fi și umpluți. Umpluți cu cremă de ciocolată, cu Nutella. O să arăt cum îi umplem. Sunt foarte, foarte buni. Puteți umple și cu dulceață.
Uitați, coricele. Și puteți prinde aici de această punguță. Biscuitul stă în interior, poate fi mâncat. Sunt foarte bun. Ia uitați. Am pus câte doi. Sunt moi, sunt bune. Biscuiții sunt gata. I-am scos acum din cuptor, sunt fierbinți. Ai, oh. Sunt... să văd dacă reușesc să vă arăt. Și după ce i-am scos acum din cuptor, am să presar din nou cu puțin zahăr. Da. Cei sunt încă fierbinți. Așa. Uitați, puteți pune în cutii. Puteți pune câte doi biscuiți cu șnuruleț făcut de noi în casă. Lipiți aici un mărțișor dulce sau floricele. Vă doresc o zi frumoasă tuturor. La revedere și vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit. O zi frumoasă tuturor!